dragilor. Eu sunt Mihai Burdușa, profesor de matematică la Școala Gimnazială Mihai Minescu din Pitești. În continuarea pregătirii pentru examenul de evaluare națională, pentru astăzi v-am pregătit o incursiune în frumosul univers al numerelor reale. Haideți să ne aducem aminte pentru început împreună cum am făcut cunoștință cu mulțimile de numere Începem cu mulțimea numerelor naturale, este prima mulțime de numere cu care am făcut cunoștință, de altfel intuitiv de mici le cunoaștem, cu ajutorul lor numărăm. Știm de mici că aveam uh, 3 păpuși, 5 mașinuțe, 6 prieteni la grădiniță. Mai departe, din punct de vedere practic, a fost nevoie de lărgirea acestei mulțimi de numere. Uh, transpusă matematic, asta s-ar traduce prin faptul că... Spre exemplu, ecuația x plus 3 egal cu 0 nu are soluții în mulțimea numerelor naturale. Nu există niciun număr natural care, pus în locul lui x, să verifice această egalitate. De aceea, pentru fiecare număr natural n, s-a definit opusul acestuia, adică numărul care a adunat cu n ne dă 0. Astfel a apărut mulțimea numerelor întregi, ca o completare a mulțimii numerelor naturale. În continuare, nu a fost suficientă mulțimea numerelor întregi, pentru că, spre exemplu, ecuația 2x-1 egal cu 0 nu are soluții în Z. A apărut mulțimea numerelor raționale, care este mulțimea fracțiilor A supra B cu A și B numere întregi, B mai mare decât 0 și modul de A și B prime între ele. În această mulțime avem soluția 1 pe 2 pentru ecuația de mai sus. Nici aceasta n-a fost suficientă, pentru că, spre exemplu, ecuația x pătrat minus 5 egal cu 0 nu are soluții în mulțimea numerelor raționale. De aceea a apărut ultima mulțime cu care am făcut cunoștință și anume mulțimea numerelor reale despre care vom vorbi în lecția de astăzi. Este mulțimea numerelor zecimale care se scriu cu o infinitate de zecimale fie fracții finite care se scriu cu un număr finit de zecimale nenule, fie fracții periodice, fie, cum spuneam, numere iraționale care se scriu cu o infinitate de zecimale nenule care nu se repetă periodic. Între aceste mulțimi există o relație de incluziune și anume Mulțimea numerelor naturale este inclusă în mulțimea numerelor întregi, care este inclusă în mulțimea numerelor raționale, care este inclusă în mulțimea numerelor reale. Deci orice număr natural putem spune că este și număr întreg și număr rațional și număr real și așa mai departe. Nu există o notație specială pentru mulțimea numerelor iraționale, ci pur și simplu este diferența mulțimilor R și Q. Haideți să vedem prima aplicație cu numere reale. Se dă un număr real a egal cu radical din 24 minus radical din 216 supra 3 minus 7 radical din 6. Vrem să determinăm care este cel mai mare număr întreg mai mic decât a. Primul pas pe care trebuie să-l facem este să prelucrăm un pic uh, calculul ca să aducem numărul a la forma cea mai simplă. În acest sens, primul lucru pe care îl facem. E să scoatem factorii de subradical. Știm cum facem asta cu descompunerea numerelor de subradical în factori primi. Radical din 24 este 2 radical din 6, 216 este 6 radical din 6. Deci a este egal cu 2 radical din 6, minus 6 radical din 6 supra 3, minus 7 radical din 6. Ajungem la a egal cu minus 7 radical din 6 și pentru că o să ne ajute la stabilirea celui mai mare număr întreg, mai mic decât A, introducem din nou factorii sub radical. Atenție, radicalul este definit doar pentru un număr pozitiv. În schimb, numărul nostru A este negativ. La introducerea sub radical a factorilor, minusul rămâne în fața radicalului. Deci A egal cu minus radical din 294. Ca să determinăm numărul căutat, trebuie să încadrăm pe A între două numere întregi consecutive. Am notat cu x acel număr. În consecință, x este mai mic decât a și a mai mic sau egal cu x plus 1. Ca să ajungem la numărul x, trebuie să încadrăm numărul a între doi întregi consecutivi. Pentru asta trebuie să încadrăm pe 294 între două pătrate perfecte consecutive. Acestea sunt 17 la a doua, care e 289, respectiv 18 la a doua, care e 324. Plecând cu această inegalitate, 289 mai mic decât 294 mai mic decât 324, ajungem la 17 mai mic decât radical din 294 mai mic decât 18. Atenție aici la mulțirea cu minus 1 la mulțirea cu un număr negativ în general a unei inegalități se schimbă sensul inegalității. Ajungem la minus 18 mai mic decât minus radical din 294 mai mic decât minus 17. Deci numărul A este încadrat între minus 18 și minus 17 de unde concluzia e evidentă că cel mai mare număr întreg mai mic decât A este minus 18. Aceasta este și partea lui întreagă. Vrem să demonstrăm că radical din 2 este număr irațional. Este un fel de introducere la teorema ce va urma. În demonstrația acestui fapt folosim metoda reducerii la absurd și principiul contrapoziției, adică presupunem că ceea ce vrem să demonstrăm este fals sau presupunem contrariul a ceea ce vrem să demonstrăm și ajungem la o contradicție. În consecință, presupunerea făcută este greșită, așadar este demonstrat ceea ce voiam. Presupunem că radical din 2 este număr rațional. Cum radical din 2 este evident număr pozitiv, asta înseamnă că există două numere naturale nenule m, n, prime între ele, astfel încât radical din 2 se poate scrie ca fracția m supra n. De aici m egal cu n radical din 2, de unde m pătrat egal cu 2 n pătrat. Din moment ce m pătrat este 2 ori ceva acel ceva număr natural înseamnă că m pătrat este divizibil cu 2 sau număr par. Asta are loc doar dacă m este număr par, deci m e de forma 2p. Înlocuind pe m cu 2p, într-o relație anterioară, obținem faptul că 4p pătrat egal cu 2n pătrat, de unde 2p pătrat egal cu n pătrat, de unde n pătrat este și el divizibil cu 2, deci n este divizibil cu 2. Iată ce am obținut, faptul că 2 este divizor comun al numerelor, M și N, și totuși M și N sunt prime între ele. Asta este o contradicție. Așadar, presupunerea făcută este greșită, deci radical din 2 este număr irațional. Vă spunem că o să urmeze o teoremă care ne dă o condiție necesară și suficientă ca radical dintr-un număr natural să fie număr rațional. Fie deci n un număr natural, următoarele afirmații sunt echivalente. Radical din n este număr rațional, radical din n este număr natural, n este pătrat perfect. Cu alte cuvinte, condiția ca radical dintr-un număr natural să fie rațional este ca acel număr natural să fie pătrat perfect. În plus, dacă este număr rațional, el este și natural. Spre exemplu, folosim această teoremă într-o problemă dată la o simulare a evaluării naționale în Constanța, se consideră mulțimea A formată din următoarele elemente minus 7 radical din 28, 1,6, minus radical din 100, radical din 1 întreg și 11 pe 25, 0 și 3 radical din 2. Ni se cere să determinăm câte elemente are mulțimea A intersectat cu Q cu alte cuvinte, câte numere raționale sunt în mulțimea A. Pentru asta le luăm pe rând. Minus 7 e număr întreg, știm că mulțimea numerelor întregi e o sumulțime A mulțimii numerelor raționale, deci este număr rațional. Bazându-ne pe teorema de mai devreme, radical din 28 e număr irațional pentru că 28 nu este pătrat perfect. 1,6 fiind o fracție periodică este număr rațional. Minus radical din 100 egal cu minus 10, deci și el este număr rațional. Radical din 1 întreg și 11 pe 25, introducând întregul în fracție, obținem radical din 36 pe 25. Radical din a supra b este egal cu radical din a supra radical din b, dacă a și b sunt numere pozitive, așadar, radical din 36 pe 25 este egal cu 6 pe 5, care e număr rațional. 0 este număr. Rațional. De asemenea, 3 radical din 2, care este radical din 18, 18 nefiind pătrat perfect, este număr irațional. Concluzia, mulțimea A intersectat cu Q are 5 elemente. În continuare, avem o mulțime A formată din următoarele elemente, radical din 1, radical din 2, radical din 3 și așa mai departe până la radical din 100. Vrem să găsim câte numere iraționale sunt în această mulțime, să calculăm suma numerelor raționale din această mulțime, și de asemenea câte numere de aici sunt mai mici decât 5,1. La sub punctul A, cel mai simplu este să determinăm câte numere raționale sunt, restul evident fiind numere iraționale. Folosind tot teorema de mai devreme. Și faptul că pătratele perfecte nenule mai mici sau egale cu 100 sunt 1 la a doua, adică 1, 2 la a doua, adică 4, 3 la a doua, adică 9 și așa mai departe până la 10 la a doua, adică 100. Acestea sunt un număr de 10. Sunt astfel 10 numere raționale în mulțimea A și atunci cardinalul mulțimii A intersectat cu R minus Q numerele iraționale este egal cu 100 minus 10, adică 90. Vrem suma elementelor raționale, am stabilit deja care sunt acelea, așa anume radical din 1 la a doua, radical din 2 la 2, până la radical din 10 la a doua, suma lor este 1 plus 2 plus 3 plus și așa mai departe plus 10, suma primelor 10 numere naturale nenule, cu ajutorul formulei lui Gauss, obținem 110 supra 2, adică 55. Și, în fine, la subpunctul C, tendința ar fi să spunem că 5,1 la pătrat este puțin mai mare decât 5 la pătrat, care este 25, și să credem că numere mai mici decât 5,1 în această mulțime sunt de la radical din 1 până la radical din 25. Vedem imediat că nu este așa dacă vom calcula pătratul lui 5,1, el este 26,01. 26,01 evident e mai mare decât 26 și mai mic decât 27. În consecință, cel mai mare număr din mulțimea A care este mai mic decât 5,1 este radical din 26 și atunci mulțimea A conține 26 de elemente mai mici decât 5,1. Mai întâi să ne aducem aminte de media armonică, media geometrică și media aritmetică a două numere pozitive, ca ulterior să demonstrăm uh, ceea ce cunoaștem sub forma de inegalitatea mediilor. Media armonică, 2AB supra A plus B, media geometrică radical din AB, media aritmetică A plus B supra 2. Plecăm de la o inegalitate cunoscută, faptul că pătratul oricărui număr real este mai mare sau egal cu 0, egalitatea având loc doar dacă acel număr este 0. În consecință, radical din A minus radical din B, totul la pătrat e mai mare sau egal cu 0, cu egalitate doar dacă A e egal cu B. Prelucrând această inegalitate, obținem A plus B supra 2 mai mare sau egal cu radical din AB, adică media aritmetică mai mare sau egală cu Media geometrică. Aplicând inegalitatea tocmai demonstrată pentru inversele numerelor a și b, obținem 1 pe a plus 1 pe b supra a, 2 mai mare sau egal decât radical din 1 pe ab. De aici, inversând cei doi membri ai inegalității, se schimbă și sensul inegalității, de unde obținem media armonică mai mică sau egală cu media geometrică. Am demonstrat astfel inegalitatea mediilor, media armonică mai mică sau egală cu media geometrică, mai mică sau egală cu media aritmetică, egalitatea, repet, având loc doar dacă A egal cu B. Avem o problemă, ni se dau două numere, A egal cu 0, perioade 6 plus 2 în 3 și 1 pe 3, împărțit la 1 plus radical din 3 totul la pătrat minus 4 totul pe 2, și un număr B, modul de 5 minus 3 radical din 3 plus 2 pe lângă 5 pe 2 minus radical din 3 pe 2 plus raportul dintre radical din 27 și radical din suma radicalilor lui 25 și 16. Ni se cere să arătăm că A e radical din 3 și că media geometrică a numerelor A și B aparține intervalului lui 2AB supra A plus B, A plus B supra 2. Deja vedeți că asta seamănă și ne duce cu gândul la inegalitatea mediilor demonstrată anterior. Făcând calculele de rigoare, obținem că a este radical din 3, așa cum ne cere. Ne ar fi suficient la subpunctul următor să știm că și b e un număr pozitiv și diferit de a, ca să putem aplica inegalitatea mediilor. Ca să vedem că e diferit de a, trebuie totuși să l aducem la forma cea mai simplă și obținem în urma calculelor faptul că b este 3 radical din 3. Am trecut mai repede prin aceste calcule ca să putem parcurge cât mai mult din ce v-am pregătit pentru astăzi, dar găsiți acest material pe site-ul emisiunii și vă rog să-l accesați. A și B sunt evident mai mari decât 0. Din inegalitatea mediilor avem media armonică mai mică sau egală cu media geometrică mai mică sau egală cu media aritmetică a celor două numere cu egalitate doar dacă A egal cu B evident a diferit de B și atunci inegalitatea devine strictă de unde radical din a b este încadrat între 2AB supra A plus B și A plus B supra 2, deci media geometrică a numerelor A și B aparține intervalului cerut. Mergem mai departe la o problemă unde vrem să determinăm numere întregi dintr-un interval. Mai exact aici ne cere produsul numerelor întregi dintr-un interval și pentru că aceste capete ale intervalului A și B sunt destul de greu de prelucrat sub o formă ușoară. Ne prindem de faptul că 0 aparține acestui interval și atunci pot fi oricâte numere întregi în acest interval. Dacă printre ele este 0, produsul lor este 0. Asta am demonstrat aici mai întâi că A este mai mic decât. 0, comparând numerele 15 radical din 6 și 14 radical din 7, introducând factorii subradical și ajungând la compararea numerelor radical din 1350 și radical din 1372. Tragem concluzia că A e mai mic ca 0, apoi trecem la B, prelucrând pe B, obținem faptul că el este 3 radical din 293 minus 26 supra 6. Ar fi suficient să arătăm că 3 radical din 293 e mai mare decât 26 sau practic că radical din 293 e mai mare decât 9. Lucrul ăsta e evident din faptul că pătratul lui radical din 293, adică 293, este mai mare decât pătratul lui 9, adică 81. Obținem b mai mare decât 1 pe 6, adică b e număr pozitiv. Așadar, a este mai mic decât 0 care e mai mic decât b deci 0 este un număr întreg din acest interval pentru că ne cere produsul numerelor întregi din acest interval nu ne mai interesează ce alte numere întregi se află aici pentru că produsul este egal cu 0 având unul dintre factori 0 definim modulul unui număr real modul de x este x dacă x e mai mare sau egal cu 0 respectiv opusul lui x dacă x este mai mic decât 0. Aveți câteva exemple aici, cunoașteți. Ne interesează foarte tare proprietățile modulului și anume că modul de x e mai mare sau egal cu 0 cu egalitate doar când x e 0. Două numere opuse au același modul. Dacă ai un număr pozitiv, numerele care au modulul a sunt minus a și a. Modul de x ori modul de y egal cu modul de x ori y. Modul de x supra modul de Y egal cu modul de X supra Y, respectiv ceea ce numim inegalitatea triunghiului, pentru că în cazul adunării nu mai are loc egalitatea, cum avem la punctele 4 și 5, ci o inegalitate, modul de X plus modul de Y este mai mare sau egal decât modul de X plus Y. Egalitatea având loc doar când produsul celor două numere e mai mare sau egal cu 0. De asemenea, alte inegalități traduse sub o formă mai simplă, lucru care ne ajută în mulțim să le scriem sub formă de intervale. Trecem la o problemă unde avem două mulțimi. Prima, A, formată din elemente X întregi, cu proprietatea că modul de 2X minus 1 mai mic sau egal cu 5, și mulțimea B, formată din numele X reale, cu proprietatea că modul de X plus 1 mai mare decât 1. Ne interesează elementele mulțimii A, să scriem mulțimea B care uniune de intervale și intersecția celor două mulțimi. Plecând de la modul de 2x minus 1 mai mic sau egal cu 5, înseamnă că ce e în modul e cuprins între minus 5 și 5 și de aici obținem faptul că x este mai mare sau egal cu minus 2 și mai mic sau egal cu 3, deci elementele mulțimii A, pentru că sunt numere întregi, sunt minus 2, minus 1, 0, 1, 2 și 3. Apoi, la subpunctul B modul de x plus 1 este mai mare decât 1. Asta se întâmplă dacă x plus 1 e mai mic decât minus 1 sau dacă e mai mare decât 1, în consecință x e mai mic decât minus 2 sau x e mai mare decât 0. Scris uh, relația asta care uniune de intervale, ne spune că mulțimea B este minus infinit minus 2 deschis reunit cu deschis 0 infinit. La sub punctul C e ușor de identificat ce numere din mulțimea A se află în reuniunea asta de intervale, și anume 1, 2 și 3. Ultima problemă propusă pentru astăzi: ni se dă o expresie E de x egal cu modul de x minus 1 plus modul de x plus 1. Ni se cere să calculăm E de radical din 2, să arătăm că E de x e 2 pentru orice x număr din intervalul închis minus 1, 1, și să arătăm că e de x mai mare sau egal cu 2, oricare ar fi x un număr real. Sub punctul A este ușor, e de radical din 2, înlocuim pe x cu radical din 2 și făcând calculele obținem că e de radical din 2 este 2 radical din 2. La sub punctul B, din faptul că x aparține intervalului închis minus 1, 1, înseamnă că minus 1 mai mic sau egal cu x mai mic sau egal cu 1, deci x mai mare sau egal cu minus 1 și în același timp mai mic sau egal cu 1. Adunând 1 în prima inegalitate și scăzând 1 în cea de-a doua, obținem că x plus 1 e mai mare sau egal cu 0 și x minus 1 mai mic sau egal cu 0. Deci, modul de x plus 1 este x plus 1, iar modul de x minus 1 este opusul său, 1 minus x. Deci, e de x este x plus 1 plus 1 minus x, adică 2 pentru orice x din intervalul minus 1-1. La ultimul subpunct folosim proprietatea că două numere opuse au același modul, deci modul de x minus 1 este egal cu modulul opusului lui x minus 1, adică modul de 1 minus x. E de x devine modul de x minus 1 plus modul de x plus 1, adică modul de 1 minus x plus modul de x plus 1 și folosind ceea ce vă spuneam mai devreme la proprietăți, Uh, Acea proprietate care se numește inegalitatea triunghiului și anume suma modulelor este mai mare sau egală decât modulul sumei, deci e de x mai mare sau egal decât modul din 1 minus x plus x plus 1, care este egal cu 2. Deci e de x este mai mare sau egal cu 2 oricare ar fi x număr real. Evident știm sau intuim când are loc egalitatea conform punctului. B. Egalitatea are loc pentru orice număr x din intervalul -1-1. 1. Aceasta a fost plimbarea noastră prin universul numerelor reale. Vă sfătuiesc să intensificați pregătirea pentru examenul de evaluare națională ce vă așteaptă în această vară. Vă doresc mult succes! La revedere!